Salutare tuturor, sunt Vlad și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Survival Game Solo. Jucăm pe mapa... De greu și scriu la ora asta. Nu știu, n-am apucat să citesc. Bățu! Așa, gata, am la bățu. Ne punem casca pe cap și mergem într-o nouă aventură. Nu știu ce am presimțirea că nu o să câștig acest match, deoarece... Este o mapă pe care nu o cunosc, dar haideți să vă arăt ceva nou, avem o textură nouă, mai bine spus, să zic acum despre ce este vorba. Da, înainte să începem așa, gen la bătălia, să ne întâlnim cu cineva, vreau să vă spun repede să apăsați butonul de like dacă susțineți seria de Survival Game Solo, adică mini-seria, nu știu, abia asta e al doilea episod, și dacă vreți episoade din această serie în continuare. Da. Ce să mai spun, da, textură nouă, ce este diferit, săbile sunt animate și câteva alte chestii. Chestiuni. Ok. Săbii animate. Ce înseamnă săbii animate? Veți vedea chiar acum. Mai puțin. Sunt chestii alea, bulinuțele alea, cum vreți să le spuneți, care se duc așa pe sabia asta, înseamnă sabia animată. Toate săbile au animații diferite. Și toate săbile au câte o animație, adică nu există sabie, chiar și cea de lemn are animație, toate săbile au animații și nu știu de ce am atât de puține frame-uri. Ok. It's not too legit. Ia ce prost e asta. Săracuie, vai de... avea și două de amendor, mamă, ce prostovan. Bă, ăsta e prostovan rău de tot, mamă, pot să fac meciul acum. What the actual fuck ce avea tipul ăsta? Nu vine să cred, trebuie să mergem. Bă, ce se întâmplă? Am dat cu un de-asta mai mare și începe să am încep să am lag la placa mea video. No, you don't do this to me. Ok, repede asta, păstrează-le, n-am nevoie de căcaturile tale. De asta am nevoie. Ok, gata, am plecat, lasă-mi pace, gata, boss, gata, lasă-mă, gata, așa. A, e mapa lăglită, cred că. Ok. Am luat alea? Am luat. Ok, perfect. Ok, hai să pun astea aici. Asta aici. Hai mă, vine să ne batem. Vreau neapărat să fac sabie de diamond, ca să fie GG match-ul, chiar dacă nu-s full iron. O să facem asta și o să câștigăm. Și ziceam că nu o să câștigăm la început, dar am presimțirea că nu o să câștig pe mapa asta, nu știu. Am presimțirea că o să-mi ia cineva pe la spate, așa se întâmplă pe mapele pe care nu le știu. Sau că se joace cineva mai bine ca mine. Nu există mai bine ca mine. Doamne, sunt cel mai bun din România la PvP. După Marian 20, că mă, bineînțeles, doamne. Cum puteam să spun? Trebuia să menționez faptul că după Marian 20, că mă, Doamne ferește. Așa. Bă. Încerc așa jitter click-ul ăsta. Nu le am încă, dar o să le învăț în timp. Promit pentru voi să fac jitter click ca să fiu cel mai bun PvP-ist din România. PvP-ist. O să fiu cel mai bun PvP-ist. Nu știu dacă se aude, dar oricum o să fiu un PvP-ist foarte bun. Ok. Bă, vreau un crafting table. Mâncava și crafting tableul. Bă, am nevoie de crafting table neapărat. Mă supăr altfel. Oh my god, perfect. 3. Uitați să vedeam în ce animație are. E puțin diferită. Într-un fel nu e foarte mult diferită, dar celelalte sunt mai diferite de la lemn, la iron, la... Nu știu cum asta de iron să vă arăt, dar în fine. Ok, hai să vedem. Ok, să pute cineva, hai să dăm un F3A. Nu există, nimic detectat, 0. Error 404. Deci trebuie să mergem să facem noi ordine în pe străzile capitalei. În pe străzile capitalei, da. Bine.
Da, bravo, bravo, Vlad, glumă 2015. De mamă, aici ce mai trebuie să cu shift, frate. Ok. Trebuie să găsim inamici. Inamicii! Inamicii vin la noi și noi le dăm un șut în coi. Oh, nu trebuia să spun asta pe video. Nu contează, eu sunt foarte zile cu abonații mei. Hai să vedem. Adică cu voi, bineînțeles. Cei care vă uitați. Presupun că sunteți abonați. Dacă nu sunteți abonați, trebuie acum să apăsați butonul de subscribe și veți câștiga la tombola Bingo Metropolis. Mă simt aici aminte când m-am alergat prima oară pe mapa asta. Adică am mai jucat de vreo 3-4 ori pe mapa asta. Dar e mapa necunoscută. Fiindcă, na, e mapa necunoscută. Nu o cunosc eu prea bine. Deci e mapa necunoscută. Și m-am alergat a doua oară când am jucat, m-am alergat, am luat-o pe acolo prin alea și de, în fine, acum o să fac chestia asta. Și nu o să mai intre nimeni. Ok, gata. Mă feresc aici să rămân niște. What? Am făcut screenshot. Oh, enemy detected. Ok, bitch. I'm coming after you. Ok, wait, please. Nu știu de ce vorbesc în engleză. Probabil de la ideea care mă macină să-mi creez un canal în engleză pe care să devin milionar, să devin Dan TDM. Na, na, nu o să fac asta. Ok, intrat în spawn, nu? 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 Prietene! Prietenaș! Unde ești, tati? Vino încoace! Bă, te ascunzi de mine? Bă, futu-ți în cura mentei. Ok, e treia. Adică prietenii noștri se ascund de noi. Sunt niște prieteni răi, gata, nu-l mai băga în seamă. Lasă-l, oameni, în pace, nu-l mai băga în seamă. E prieten rău. Prieten rău? Păi nu mai e prieten dacă e prieten rău. Adică nu există prieten rău. Fiindcă ori e prieten și e un om la suflet, ori nu ți-e. Deci, na. Deci, na, nu știu ce mă apucă, dar deci, na, nu știu. Haideți să vedem. Mamă, tu ești... Am auzit că tu ești de la Global Elite, dar pe Minecraft, așa, pe MCSG. Eu așa am auzit. Uite, eu te nebunesc cu strefurile. Bă, dracu, poate are hack. Parcă prea le dă cu arcul ăsta. Hai, mă, dă-le, dă-le. Dă-le, 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 dă-le. Oh my god, oh my god, oh my god. Ivna, plus, plus, Ivna. Plus, 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 plus. Plus, Ivna. Ok, am mai scăpat de unul. Mai trebuie să mai scăpăm de unul și am scăpat de match. Și este GG și apare pe YouTube. Sper, doamne, și am zis la început că nu va apărea. Oricum îl pun că prea frumos a fost. Uite, schemă cu rodul. Vreau să găsesc acum niște pene, flinturi sau chestii astea. Ca să pot să-mi fac niște strategii. Asta, să vedem. Chest? Oh, chest. Mamă, ce bun sunt, am 3 gold. Mai am puțin și fac 8 gold și îmi fac golden apple. Oh my god. Ok. Ok, cât suntem încă 2 mai sunt, bă, fie la rai, naibii să fie. O să mă țin 100 de ani. Și o să plâng. Doamne. Hai mă, treceți la smardoială, fi var smardoitor, naibii. Nu-i prind. Nu-i detectez cu hack-ul. Trebuie, doamne, trebuie să... Îi detectez. Punem aici în mijlocul ăsta. Bă, nici hack-ul nu mai merge cum trebuie. Ok, mi s-a stricat hack-ul. Trebuie să cumpărăm altul de la magazin. Hai să ne ducem aici, uite, la Morișca asta. Hai să ne ducem să cumpărăm alt hack. Ok, trebuie să trecem de acest parcurs minunat ca să-l cumpărăm alt hack.
Dar hack-ul ne va ajuta, fiindcă avem PC-uri praf și trebuie să jucăm cu hack ca să câștigăm. Ah, mami, ajută-mă să trec parcurul, please! Doamne, mami, please, ajută-mă să trec parcurul. Ok, mami e rea și nu vrea să mă ajute să trec parcurul. Ok. Suntem cu oștiei, oștiei și Nacuf. Nacuf ăla pare periculos. Pare că are nume de hacker. Mă, nu vreau să-l condamn. Așa pare, da? Bă, mie nu trebuie regulile astea ale voastre de căcănări și tâmpenii. Nu, doamne ferește, nici nu vreau să știu. Oh, deci de pe partea aia este invizibilă. Ok. Hai să ne prăjim aerea, nu? Merge? Ceva, hai să prăjim. Nu, hai să luăm altceva, nu știu ce să luăm. Nici eu nu știu, doamne. Uite, mai găsi pene. Bă, mâncare foarte multă nu mai am. E bine, am astea, dar mergem, cred că. Hitbox-ul, mamă, ce m-a ajutat hitbox-ul. Al naibii să fiu, numai liniuța aia de la hitbox am văzut-o. Pe verticală, că dacă nu era liniuța aia de la hitbox nu-l vedeam, deci da, e bun hitbox-ul. Hack-ul, cum îi zic eu, da, na. Oricum, eu zic hitbox așa, la trucaj, că de fapt ăsta e un hack. Dar oricum, să vă rog eu să nu-mi dați report, fiindcă nu vreau. Nu vreau, chiar nu vreau să iau bani, fiindcă sunt un player foarte legit. Și acum mi-am băgat și kill-aura. Și acum o să-i dau, uite, aimbot. Ați văzut? Aimbot. Dar vă rog eu să nu-mi dați report. Fiindcă, na, nu se face așa. Umplem. Nu, asta e clar pentru alții care au nevoie mai multă de el. Ok, mai e unul. Ăla o să-l bat easy. Easy. Uite așa, uite așa, trepim fenesuri, fenesuri. Am scuipat deja microfonul ăsta. Ce retard sunt. Uite așa o să trec prin fenesuri. Fenesurile o să fie trecute deja. Doamne ferește, doamne, ce să le fac la fenesurile astea. Doamne, 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 doamne. Sper să nu se audă nimic de la mine de prin casă, dar doamne, doamne, doamne. Unde e dracu ăsta? Era să pic în lavă? Deci tocmai era să pic în lavă? Fucking retard. Mori, fițear al dracu că ești mort, mai o săgeată mai ai. Gata, o săgeată mai ai. Am spus, șt, gata. Șt, 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 șt. Săgeata ai, o prind. Din săgeți vreau să-l bat. Bă, băgam iași. Get wrecked, baby. Get fucking wrecked. Oh my god, get wrecked, oh my god. Ok, deci cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Eu am fost Vlad și voi fi în continuare și ne vedem la un nou episod de Survival Games sau nu știu ce o fi. Eu am jucat foarte bine, fiindcă sunt un pro player, doamne ferește, sunt atât de bun, doamne. Doamne, 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 vă rog, chiar merit un like. Ok, am făcut puțină caterincă, dar sper să înțelegeți, nu folosesc hack-uri sau ceva. Acesta este hitbox-ul, puteți și voi să încercați F3 plus B, așa, ăsta F3A-ul care startează ceancurile, presupun că știți, dar probabil unii mi s-a spus odată că am făcut o glumă de asta, că am hack și unul mi-a zis că chiar am și de asta. Tot a fost la amuzament, oricum. Sper că v-a plăcut, nu uitați de like, comment și subscribe și ne vedem data viitoare. Băi, m-am repetat cumva? Nu știu. Ok, pa!